Îl maltrata, deci era ca un tiran cu copilul. De la copil noi ne certam, de la copil, că deci pur și simplu îl maltrata din orice. Dacă odată s-a întâmplat o fază, o să o povestesc ulterior, că i-a băgat dușul în față la copil și copilul făcea așa, țipa, din orice, ca să-i fie frică de el. El vroia ca să-i fie frică la propriul copil de el. Așa se comporta cu el. Sabina Cornea dezvăluie informații șocante din viața ei conjugală. Din spusele make-up-artistei, nu doar ea a fost victima violenței domestice, ci și copilul ei ar fi fost agresat de propriul lui tată, declară Sabina. Acuzațiile continuă să curgă fără oprire. Mergeam la prietenii noștri la zile de naștere, spunea Nubia că te pui la mașină. Mă forța să intru cu copilul în mașină, să vină cu mașina acasă. El fiind băut? El fiind băut, tot timpul intra, deci chemam taxi sau asta, el nu vroia, mă obliga și pe mine copil cu copilul să mergem cu el, nu cu taxiul. Sabina spune că fiul ei merge în prezent la psiholog, întrucât este traumatizat. Make-up artistul declară că are multe dovezi, însă parte din aceste filmări i-ar fi fost șterse din telefon. Ea, copilul, îi băga mâna în față, îl spăla cu forța, pentru că eu tot ce făceam, nu făceam bine. Eu dacă îl spălam un minut pe dinți, nu e bine. Lua forțat, îl imobilizam, închidea ușa, îl băga la el în cameră, în dormitor, îmi închidea ușa și îl încăleca pe copil, îl ținea ca să-l spele pe dinți. După aceea vorbea urât cu el, în mașină băga mâna în față la copil, deci tot timpul eu astea dovezi, am foarte multe dovezi, dar din păcate el a intrat în telefonul meu după ce s-a întâmplat incidentul, și-o șters totul. Sabina Cornea vrea să ceară custodie exclusivă pentru fiul ei. Și cer decăderea lui din drepturi părintești din cauza că e inadmisibil ca un tată să folosească poze cu copilul lui pe site-uri de ochiate, să zic așa. O putut să pună cu el poze și care eu am dovezi. O să vi le arăt ulterior, eu vorbesc tot din dovezi. Și o să cer probabil la consulatul meu srbesc protecție de la consulat, pentru că văd că poliția nu mă protejează în niciun fel. Am sesizat poliția de 100 de ori când s-au încălcat ordini, nici măcar n-au venit la vecini să ia dovezile acelea video. Eu le-am luat și m-am dus în instanță cu ele și am dovedit. Am depus plângeri peste plângeri, există la adresa lui, cum s-au încălcat ordine, cum mă suna non-stop zi și noapte. Joi de la ora 17:30 puteți urmări pe larg povestea Sabinei Cornea în cadrul emisiunii Nova Star.